Este ora 20. Bună seara. Bun, găsit la știri eu sunt Dan Gabor. Decizie de ultimă oră a instanței. Interlopul care a lovit intenționat cu mașina căruciorul în care se afla un bebeluș a fost arestat. Individul care a provocat incidentul șocant din capitală este acuzat de tentativă de omor. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Interlopul Florin Bloju își va petrece următoarele 30 de zile în arest, după ce a intrat intenționat cu mașina în căruciorul în care se afla un bebeluș. Bărbatul a fost reținut vineri seară pentru tentativă de omor, iar ulterior magistrații tribunalului București au decis arestarea preventivă a acestuia. Incidentul s-a petrecut în cartierul Drumul Taberei tatăl bebelușului i-a reproșat lui Bloju că ocupă trotuarul cu mașina. Acesta s-a enervat, a urcat la volan și a intrat cu bolidul în căruciorul în care se afla bebelușul. Bloju nu este la primul incident de acest fel. În urmă cu câțiva ani, interlopul l-ar fi lovit intenționat cu mașina pe fostul luptător basarabean Tolea Ciumac. Potrivit unor surse judiciare, Bloju ar fi unul dintre capii rețelelor de hoți de mașini din capitală și ar fi avut legături cu un fost polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei.